În județul Giurgiu, circa 5.900 de preșcolari și aproape 12.600 de elevi de clase primare au intrat în noul an școlar. Odată cu primele zile de școală, părinții sau, după caz, bunicii însoțesc spre școală și înapoi spre casă micii școlărei cu gândul la siguranța lor. Încă din primele zile de școală, forfota în jurul unităților de învățământ a început. Părinții au grijă ca odraslele lor să ajungă sănătoase la școală și de la școală spre casă. Astfel, cei mai mici dintre elevi sunt însoțiți în drumul lor de la școală și către școală. Cu mașina sau pe jos, micuții ajung la timp la școală și acasă, eliminându-se orice risc, apreciază părinții, care în majoritatea cazurilor susțin că sub nicio formă nu și-ar lăsa copiii singuri. V-ați lăsa copilul singur să vină dimineața la școală sau acum să vină către casă? Nu, categoric nu. Dimineața am adus-o și acum am venit să o iau. Dar de ce nu-l lăsa singur? Păi e mică, e clasa pregătitoare și e normal să o iau, toate că e aproape. V-ați lăsat copiii singuri la ora aceasta să vină către casă? Nu, sub nicio formă. Dimineața, dacă este prea mic, nu pot să-l las. Dar băiatul este clasa a patra și vine singur el. Am încredere în el. Și fetița o ducem și o aducem noi. Unii dintre părinți încearcă să-și obișnuiască copiii să se descurce singuri, dar nu au curajul de a o face încă. Încerc să fac asta de aproape 4 ani de zile. Copilul meu e în clasa a patra și încă n-am îndrăznit să-l las singur. Da, încerc să mă obișnuiesc cu lăsatul singur dimineața. O parte dintre concitadinii noștri își argumentează grija față de mici elevi prin teama de a nu li se întâmpla lucruri nedorite celor care de regulă învață dimineața. E mic, clasa a doua, se întâmplă multe bani oraș, destule evenimente și trebuie să-l duc până la ușă. Și de acolo a intrat pe ușă, în clasă, lăsăm. Răspund profesorii. Când este vorba de preșcolari și elevi de clase primare, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ne asigură că nu trebuie să existe temeri pentru siguranța celor mici în unitățile de învățământ. În școlile din municipiul Giurgiu, cel puțin, există supraveghere video. La unele școli există normare cu pasnici și alții sunt sprijiniți de autoritățile locale, de poliția locală, poliția municipală, de jandarmi, ca să asigure patrule în jurul unității școlare și să ofere în felul acesta siguranță elevilor.